Bună ziua! Numele meu este Paul Mogapaler, reprezint firma Cheminova în România și am venit la Târgul Agraria din cel puțin două motive. Unu, pentru că de aproape 17 ediții venim neîntrerupt aici și apoi pentru ca în fiecare an să nu pierdem contactul cu ceea ce se întâmplă în lumea bună a agriculturii. Putem vorbi despre evoluția acestui târg ca fiind una excepțională de la an la an, anul acesta fiind chiar impresionați de participare și din partea expozanților și din partea vizitatorilor. Se pare că spațiul devine din ce în ce mai neîncăpător. Apoi am avut de a face cu un aflux, zic eu, mulțumitor de fermieri care se pricep la ceea ce fac. Se observă de asemenea din an în an, știu din ce în ce mai mult ceea ce doresc, se adresează punctual, întreabă din ce în ce mai clar despre ceea ce vor, așa cum spuneam anterior. Discuțiile sunt din ce în ce mai pline de sevă, să spun așa. Vorbim de o altă categorie de utilizatori. Iar noi am venit în întâmpinarea acestora și nu numai a lor, ci și a celor care intră, pentru că există destui care intră în acest domeniu care pare din ce în ce mai profitabil și mă refer la prețurile care au fost anul trecut la produsele agricole. Deci este din ce în ce mai profitabil. Noi venim cu o ofertă de produse foarte largă, avem circa 40 de produse din categoria pesticidelor, a fertilizanților, adjuvanților, produse speciale și avem chiar și o tehnologie bine definită care se numește High Yield Field sau în traducere liberă câmpuri cu recolte ridicate. Asta ce înseamnă? Înseamnă că foarte clar la un calcul făcut minuțios de fiecare dintre noi, un leu sau un euro, depinde cum doriți să luăm conversia, investit în aceste produse aduce un procent foarte mare de profit. Asta înseamnă. Adică un câmp cu o recoltă ridicată se traduce în final în ceea ce dorește fiecare, profit în buzunare sau în conturile bancare. Avem câteva produse foarte vândute, aș putea să vorbesc acum despre un produs nelipsit în tehnologia noastră care se numește Amalgerol. Nu este momentul acum deoarece aș ocupa prea mult spațiu din această discuție. Se adresează oricăror culturi, este un produs care potențează celelalte produse. Încă un aspect foarte important, din acest sezon ne adresăm direct fermierilor, încercăm să acoperim o zonă cât mai mare și un palier cât mai mare de fermieri, indiferent de mărimea lor, prin vizite și discuții directe, încercând să obținem direct de la ei feedback-ul pentru ceea ce au nevoie și nu numai de la lanțul de distribuție. Am organizat foarte multe loturi demonstrative cu produsele noastre. Vom încerca să informăm direct fermierii unde le pot vedea pentru a se convinge de efectul produselor. Și, desigur, stăm la dispoziția fermierilor cu informații și răspunsuri pentru nevoile lor.